Motivația a pornit cam de mult și, în primul rând, acest incident se petrece de mai mult de un an de zile. Vecina mea și cred că mai sunt și alți locuitori din municipiul Medeaș care cred că nu au curajul ca să aibă asemenea inițiativă cu privire la liniștea și ordinea publică, mai ales la case, dacă îți deranjați de câinii pe care locuitorii de la case îi au în proprietate personală. Acești câini au o intensitate înălțat deosebit de mare. Nu pot să măsori, nu știu cum se poate măsura. Sunt mulți decibeli. Exact, foarte mulți. Foarte mulți decibeli în care, pur și simplu, am geamuri termopane cu trei geamuri, unul lângă celălalt. Și prin asemenea geam se aude intensitatea câinelor care latră. Latră la orele și din zi și din noapte. Și mai ales noaptea au lăsați în curte liberi și nu știu, dacă trece cineva prin zonă, latră. Dar s-au plâns, dumneavoastră reprezentați cetățenii în Consiliul Local, s-au plâns cetățeni la dumneavoastră, au ajuns? S-a plâns unii cetățeni, mai ales vecinii mei care am stat de vorbă cu ei și zice, domnule, nu ne putem odini, avem copil mic care nu doarme noaptea și să luăm o măsură. Și măsura asta ne-am gândit că putem să o luăm la cererea oamenilor din orașul Medea, nu a mea personală și am studiat legea și mai ales legea cu privire la HCM, pot să vă arăt aici, care am studiat legea respectivă, care am scris pe hârtie, e legea HCM-ul 52 din data de 23.02.2009. Această hotărâre de Consiliu adică evită ca să, sau mai bine zis, nu specifică un alinament aici. Așa. Care lipsește. Concret, dumneavoastră ce ați solicitat? Ce propuneți? Eu propun, dacă îmi permiteți să-mi pun puțin ochelare ca să citesc prin cuvintele mele, că mi-ar fi puțin mai ușor. Ce propuneți? Propun modificarea articolul 7 prin introducerea unui alinament nou, respectiv alinamentul 6 cu următorul conținut. Obligarea deținătorilor persoane fizice și juridice de câini care tulbură liniștea publică a locatarilor la casă prin lătratul continuu, prin intensitate mare, adică te scoală din somn, e ceva de nedescris. Așa. Acest lucru să se facă cu acordul vecinilor înscris și totodată să-și opereze animalul la corzile vocale. Aici intru în contradicție cu legea protecției animalului. Eu nu vreau să mutilez animalul respectiv. Eu, un cetățean, am vorbit cu dânsul aproape jumătate de oră, nu știu de la ce post de televiziune sau, mă rog, de la ce post de radio, a spus că eu, prin această hotărâre pe care consilierii locali o vor lua, noi mutilăm animalele. Nici de când nu dorim această faptă care să mutilăm animalele.